coaie verde, treia lune, măi dorule, măi. M-a dus maica pe lume, măi dorule, măi. Și m-a cununat cu cântul, dorule, să cutreier tot pământul, dorule, tot cu cântecul duios, dorule, să las lumii ce-i frumos, dorule. Cât pe lume mai trăiesc, măi dorule, măi, nu mă satur să doinesc, măi dorule, măi. Și când pentru neamul meu, dorule, să-l păzească Dumnezeu, dorule, că e harnic muncitor, dorule, scumpul meu iubit popor, dorule. Multe țări am fost și-o-i fi, măi dorule, măi, tot acasă voi veni, măi dorule, măi. Aici am frat și surori, dorule, și câmpiile cu flori, dorule, și un vin moldovenesc, dorule, și-o măicuță ce-o iubesc, dorule. Tot aici să-mi oraș vrea, dorule, tot în țărișoara mea, dorule. Nicolae Cibotaru, la bună dimineața, bine ați venit! Chiar mi-era dor de dumneavoastră, nu v-am văzut de o bună perioadă. Bună dimineața, draga mea, și mie mi-era dor, pentru că vă duc dorul permanent, pentru că sunteți o echipă care faceți atâtea emisiuni și atâtea în toată ziua pentru telespectatori, pentru oamenii noștri dragi. Și vă iubesc și vă stimez și mă bucur să vă văd în nou an și să vă spun la mulți ani, pentru că nu te-am văzut anul ăsta, numai la ecran te-am văzut. Important e că suntem în sufletele... Da, și de data asta am venit pentru că am fost disponibil și am venit cu mare drag. Ne bucurăm să tare. Să ne vedem, să cântăm și să vorbim. Despre viața noastră, toate zilele. Eu știu că dumneavoastră sunteți un om tare sincer și spuneți lucrurilor pe nume. Uneori în defavoarea dumneavoastră, pentru că sinceritatea adesea nu este chiar apreciată, ne gândeam noi. Mă, cu cine am putea noi să discutăm despre vicii? Ca să ne spună adevărul verde în față. Eu am recunoscut chiar de la începutul emisiunii că habar n-am cum să numesc vecinii mei. Nici nu știu la ce etaj stau și cum îi cheamă. La dumneavoastră e aceeași poveste sau da, îi știți? Vreau să-ți spun că este o temă foarte interesantă și ați abordat-o, chiar am rămas surprins, pentru că este o temă destul de importantă în exact. Viața noastră. Pentru că auzi fel de fel de cazuri și chiar auzi când vecinii nu se salută, nu-și dau bună ziua, nu deschid ușile unul la altul și deci este foarte urât. Ceea ce mă privește pe mine, vreau să vă spun că am avut noroc de totdeauna pe unde am stat cu traiul și mi-a mers. Am avut vecini extraordinari. Iar la momentul unde stau în blocul unde locuiesc, am la fel niște vecini care parcă mi-a dat Dumnezeu. Extraordinar de buni oameni cu care suntem în relații foarte frumoase și prietenim, ne ajutăm. Pentru că vecinul este și vorba, cu vecinii trebuie să stai bine. E normal. Și de multe ori un vecin bun, cu care ai relații frumoase, armonioase, este și de folos. Pentru că câteodată poți să ai nevoie de ceva ajutor. Și atunci dacă vecinul este binevoitor și te împaci cu el și prietenești, atunci el îți sare în ajutor, neapărat. Asta este o chestie foarte importantă. Bun, eu personal am o atitudine foarte ok față de vecini, mă salut cu toți, îi respect, am noroc că se joacă copiii în curte. Dar ce înseamnă a avea o relație bună sau o relație trainică între vecini? La noi, vedeți că
aici la noi este și o tradiție. De exemplu, dacă în Statele Unite sau în Germania, în țările occidentale, acolo lumea este izolată, nu știu cum. Acolo nu se duce unul la altul în ospeție, prieteni, dar în cazuri rare, când la o invitație, la noi, de exemplu, eu pot să bat la ușa la vecin și să-l salut, să-i zic bună ziua, ce faci? Pe bune? Faceți lucrul da, ăsta? Da, fac. Ce frumos e asta. Îl telefonez pe vecinul meu, el mă telefonează, am mai mulți vecini buni, chiar și din scările vecine. Mie îmi place acest lucru și eu s-o cot că este foarte binevenit. E într-adevăr binevenit, mai ales că adesea ne salvează. Este o chestie frumoasă, da, de ce nu? Trebuie să fim prieteni, să ne împăcăm. Să ne întâlnim la diferite chefuri, la sărbători, la zile de naștere. Câteodată poți să mergi la vecin și să zici, te rog, n-am reușit la magazin, nu am pâine sau nu am sare. Așa. Și tot este un lucru normal, eu s-o pot. S-a întâmplat să vă bată cineva la ușă să ceară sare, pâine, nu știu, bicarbonat de sodiu? Da, a fost și de asta și invers. Și o faceți pur și simplu, îi transmiteți ce trebuie sau îl invitați deja și în casă? Chiar poți treacă și pragul să intri și în casă. De ce nu? Dar asta eu s-o cut că este bine și nu este normal. În Republica Moldova s-a pentru noi creștinii. În ultimul timp, cu părere de rău, cam auz mai mult că mulți sunt în conflicte și nu știu de ce. Chiar eu am fost martor la un frate de-a soției mele când am venit și în același timp s-a deschis ușa vecinului și au trecut unul pe lângă altul și eu deci am întrebat, intrând în casă, dar de ce nu vorbiți? Nu vă salutați, nu. Și da, suntem în conflict și noi nu vorbim. Deci asta mie nu mi-a plăcut și mie îmi pare că acest lucru este foarte urât. Și asta se referă nu numai la viața noastră privată, dar chiar să o luăm și la nivel de state. Statele vecine tot trebuie să fie în relații de prietenie și să, în cazul ăsta, numai atunci ei pot să facă contracte, schimb de mărfuri și așa mai departe. Deci este pentru bunăstare. Și pentru relațiile umane. Omul are numai de câștigat în cazurile astea, dar când este dușmănie și atunci eu cred că nu este bine și nu este plăcut. Iar răspundeți-mi sincer, vă rog, dar le cântați vecinilor? Da, da, de ce nu? Le cânt la diferite sărbători, tot timpul sunt rugați să le cânt ceva, eu le cânt cu mare drag. Sau pe hol când intrați fără în casă și deschideți ușa? Fără acompaniament. Cânt așa, singur. Din inimă. Da. Chiar zilele trecute, un vecin din altă scară, din scara următoare, am plinit 70 de ani. Și ne-am întâlnit și eu i-am cântat o strofă dintr-un cântec, el s-a bucurat enorm. Știți, mie îmi pare rău că nu suntem vecini, dar mai avem multe de trăit, așa trebuie că să poate... să facem tot posibil și să fim vecini. Să fim vecini, eu o să vă rog... Și va fi o prietenie strânsă și îndelungată și de durată. Așa să fie, ține tot de noi oamenii... Că suntem vecini sau nu, eu o să vă rog să ne cântați pentru o țară întreagă. Cu mare drag. Vă mulțumim tare frumos. Această dimineață frumoasă o să fulmineze cu o altă piesă interpretată de bunul nostru prieten, Nicolae Cibotaru, cu piesa Hai prieteni să cântăm. Viață, cine te-a făcut, numai Domnul a putut. Tot el a făcut pământul, luna, soarele și cântul. Viață, cine te-a făcut, numai Domnul a putut. Tot el a făcut pământul, luna, soarele și cântul. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm și să jucăm, că numai o viață avem. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm cu lăutari, că repede se duc anii. Viața e frumoasă tare, ca ea nu e nicio floare. De n-ar fi pe lume dor, toate ar trece mai ușor. Viața e frumoasă tare, ca ea nu e nicio floare. De n-ar fi pe lume dor, toate
moartea ar trece mai ușor. Hai, prieteni, să cântăm, de viață ne bucurăm. Să cântăm și să jucăm, că numai viața avem. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm cu lăutarii, că repede se-i duc anii. Omule, cât mai trăiești, dar la bine să gândești, că așa e dat de sus când te uiți viața s-o dus. Omule, cât mai trăiești, doar la bine să gândești, că așa e dat de sus când te uiți viața s-o dus. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm și să jucăm, că numai viața avem. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm cu lăutarii, că repede se duc anii.